Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre cancerul colorectal. E important să știm că este un tip de cancer pe care, dacă îl descoperim în stadii incipiente, se vindecă. Chirurgul Radu Zanfir este alături de mine astăzi și ne va spune care sunt simptomele acestei afecțiuni și mai ales dacă putem vorbi de prevenție sau nu. Așadar, domnule doctor, care sunt cauzele acestui tip de cancer? Printre cele mai importante cauze ale acestui tip de cancer sunt leziunile premaligne, și anume polipii. Practic, orice cancer pornește de la un polip. În afară de polipoze, putem să mai luăm în calcul și bolile inflamatorii ale intestinului, de exemplu, boala Crohn. Am putea adăuga și factorii alimentari ca factori favorizanți. O alimentație bogată în carne roșie și, în general, sigur, ceea ce ne place, afumăturile. Această alimentație se pare că are o contribuție la apariția cancerului colorectal. Sportul putem menționa ca pe un factor de protecție. Obezitatea, care este o stare, o morbiditate care adaugă factori agravanți la toate afecțiunile, practic, de aceea trebuie să o evităm, fiind sigur în antiteză cu sportul. Da, e o obezitate, oricum e o boală în sine. Exact, exact. Și nu în ultimul rând, existența cancerului de colon la rude de grad 1, care trebuie să tragă un semnal de alarmă și să determine investigații de screening la o vârstă mai fragedă decât cea la care e recomandată de obicei prima colonoscopie. Și care ar fi simptomele? Cum ne dăm seama că am putea avea un astfel de cancer? Dacă ar fi să le împărțim în colon stâng și colon drept, colonul stâng cel mai frecvent este ocluziv, colonul drept cel mai frecvent dă tumori vegetante care sângerează insidios și duc la sindrome anemice impresionante. Practic, omul poate să se trezească într-o dimineață, se uită în oglindă, se vede că este alb, livid și poate să gândească că a făcut un infart, dar de fapt nu. El, dacă își face niște analize, dacă își face o colonoscopie, poate să aibă diagnosticul acesta de neoplas de colon drept. Putem observa și diferențe atunci când mergem la toaletă sau când... Da, putem, după efectuarea unei colonoscopii, să diferențiem. Sângerarea este de la hemoroizi sau este o sângerare de la o tumoră sau o patologie inflamatorie a colonului. Diferența între aspect, așa în două vorbe, ar fi sânge proaspăt de la hemoroizi, sânge un aspect modificat de la leziunile colonice. Durere avem în partea abdomenului sau? În unele stadii există, apar și dureri atunci când sunt infiltrate plexuri nervoase care sunt situate în adiacența tumorii sau pot fi durerile date de complicarea unei tumori de colon stâng, cum spuneam, prin ocluzie, care sunt niște dureri atroce. Și așadar, când vorbim de prevenție, în afară de acest sânge în scaun, nu prea ne îngrijorează nimic ca să mergem de la primele semne, în afară de faptul că am putea avea în familie, desigur, și asta ar însemna că ar trebui să facem o colonoscopie începând cu ce vârstă? De rutină, în jurul vârstei de 45-50 de ani, este recomandată de a se efectua prima colonoscopie, dar la pacienți care au rude apropiate cu neoplazii de colon, chiar și la vârste mai fragede, de la momentul diagnosticării și tratării rudeilor de acel tip de cancer. Și dacă îl descoperim în stadii incipiente, cum spuneam și la început, se vindecă? Ducem o viață normală? Da, dacă la acea colonoscopie s-a găsit un polip și acel polip este scos, ai eliminat leziunea premalignă și șansa lui de a evolua către un cancer de colon ulterior. Așadar, ne vindecăm dacă îl descoperim în stadii incipiente și dacă nu îl descoperim în stadii incipiente, ce se poate face? Ceea ce înainte se considera a fi o boală incurabilă și pacientul era trimis acasă pe un tratament simptomatic, la momentul de față există soluții terapeutice multimodale
care acordă pacientului șansă de vindecare sau cel puțin de prelungire a supraviețuirii. Vă dau un exemplu al metastazelor hepatice după cancerul colorectal, care la momentul diagnosticului pot să apară, să coexiste cu tumora primară, iar aceste metastaze pot fi scoase, pot fi rezecate împreună cu tumora primară sau înainte sau după, cu o secvențialitate anume, crescând semnificativ șansele pacienților, cum spuneam, la o supraviețuire mai mare, poate chiar și la vindecare. În unele situații, în cazul în care materialul de sutură nu este adecvat suturii per primam, există posibilitatea de a se realiza un anus contra naturii. Acesta poate fi temporar, poate fi definitiv în unele, în unele localizări ale acestei patologii, dar el, acest anus contra naturii, este un impediment major pentru pacient de a-și desfășura viața ca și înainte. Chiar astăzi pot să vă spun că am primit o poză cu un text sub ea de la un pacient căruia i-am desființat un anus contra naturii și pacientul era pe mare, în larg și făcea kayak. Deci putem duce o viață normală. Da, după această da. Intervenție. Sigur că da. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă!